PSD Mehedinți este un partid sărac, lipit și executat silit. De această dată este vorba despre o nouă factură neplătită. Serviciile juridice prestate de George Stanciu, conform contractului de muncă, nu au mai fost plătite de luni de zile. Bărbatul a fost angajat de către Adrian Duicu să reprezinte partidul în chestiuni juridice, numai că cele scrise pe hârtie nu se potrivesc întotdeauna cu cele reale. Așa se face că Duicu a refuzat să-l mai plătească pe George Stanciu și și-a acumulat o datorie de aproape 7.500 de lei. Am venit o formă executorie, fiind definitivă și revocabilă, prin lege am mers la executor pentru a dispune executarea silită debitorului, PSD Mehedinți. Iar în urma diligențelor făcute de către executorul judecătoresc, am constatat că nu avem ce să executăm, deoarece PSD Mehedinți nu avea bani practic în contul partidului. Drept pentru care, potrivit legii, ne vom îndrepta către PSD, mă refer la PSD Național, și vom vedea în ce măsură vom reuși, până la urmă, să recuperăm un drept clar, legal al clientului meu. Executorul judecătoresc a încercat să evalueze bunurile mobile și imobile ale PSD Mehedinți în vederea executării. Surpriză însă, formațiunea lui Duicu nu deține niciun bun. Prin acest demers, Adrian Duicu recunoaște că tot ce se află în sediu aparține în fapt deputatului Eugen Nicolicea și Fundației Forumului Democrat. Așa că nu ar fi de mirare ca Duicu să fie vremelnic la conducerea PSD Mehedinți. PSD Mehedinți nu are bunuri mobile sau imobile din câte cunoaștem. Asta a fost prima chestiune care am dorit să observăm în dosarul de executare. Drept pentru care singura soluție care o avem este să ne îndreptăm către PSD Național. Duicu a păstrat tăcerea asupra subiectului legat de datoriile pe care partidul său le are către consilierul juridic. Bine ai venit! Momentan, numărul de telefon pe care l-ai apelat nu este disponibil. PSD Mehedinți este îngropat în datorii la ora actuală. Executorii judecătorești au sigilat în repetate rânduri și clădirea în care partidul își are sediul. Există un titlu executoriu care cere evacuarea PSD din clădire. Locația respectivă a fost revendicată și câștigată în instanță de către Forumul Social Democrat Mehedinți. În plus, în ultima perioadă, ies la iveală tot mai multe informații referitoare la datorii de care se leagă numele lui Adrian Duicu.